Marcel și Cristi Burcea au fost invitați la botezul fetiței Anca Iserea și a lui Adrian Sână și au atras privirile tuturor invitaților. Valentina Pelinel se bucură de eliberarea soțului ei, iar acest lucru este vizibil mai ales prin zâmbetul ei larg. Valentina Pelinel și Cristi Burcea, prima petrecere împreună după ce finanțatorul a ieșit din închisoare. Cei doi au strălucit cum soții au fost invitați la botezul micuței Lea Maria, fetița Anca Iserea și a lui Adrian Sână, unde au strălucit prin aparițiile de excepție. Valentina Pelinel a ales să poarte o rochie neagră cu decolteu adânc și crăpătură pe picior, care nu transmitea sub nicio formă că vedeta are aproape 39 de ani. Londina a etalat o silietă de vieste, invitații fiind de părere că seamănă mai mult cu o puștoaică și nu a mamă de 3 copii. Pe măsura frumuseții ei a fost și Cristi Burcea, care s-a distrat pe cinste și acum a traduc. Sunt Valentina Pelinel și Cristi Burcea se pregătesc de botezul genelor Maria Indira și Maria Rania. Valentina și-a dorit să fie prezent și tatăl lor la botez. Și pentru că a fost eliberat din închisoare, cei doi părinți au început deja să facă planuri pentru marele eveniment. Apropiații familiei susțin că botezul genelor Maria Indira și Maria Rania va avea loc foarte curând și blonda vrea să arate perfect la petrecere, conform Viva. Tocmai de aceea, a dat fuga la sală pentru că își dorește să arate perfect în rochia pe care și-a pregătit-o. În același timp, Cristi Burcea se află în Budapesta la spa, unde vrea să își rezolve anumite probleme de sănătate.